Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre libertatea presiei, despre indicii care arată în ce mod evoluează de fapt aceasta. Interlocutorii mei de astăzi și nemijlocit participanții la această emisiune sunt Andrei Dumbrăveanu, doctor conferențiar universitar, șeful departamentului radio și televiziune a Facultății de Jurnalism Știința Comunicării din cadrul USM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Mihai Conțiu, jurnalist. Bună seara și bine ați venit, domnule Conțiu! Bună seara! Domnule Dumbrăveanu, cu dumneavoastră aș vrea să încep și să ne spuneți. Există o interdependență atunci când vorbim despre indicii de libertate a presiei și nivelul de democratizare a unei societăți? Cum ar trebui să fie privite lucrurile la rece ca să înțeleagă și cei care ne vizionează ce e cu această noțiune de libertate a presiei? Indiscutabil, noțiunea de libertate este mult mai vastă, însă libertate, democrație, echilibru social, ele toate se găsesc în cei ce până la urmă înseamnă starea de spirit a populației. Ce până la urmă înseamnă starea de populației de a se simți în societate asigurată într-un fel, de a fi convinsă că lucrurile merg bine, de a se simți, cum spunem noi, într-un mediu democratic. Domnule Dumbrăveanu, noi ziariștii de fiecare dată suntem atenți la tot felul de rapoarte ce vizează starea mass media. Spre exemplu, Reporterii Fără Frontiere, în raportul de anul acesta, din 2017, cer scuze, au indicat de fapt faptul că noi pierdem 4 poziții la acest capitol. Asta înseamnă că elaborăm reforme de dragul reformelor, că se mimează o stare de lucruri. Ce se întâmplă de fapt? Eu porneam de la populație. Eu am fost zilele astea prin oraș, chiar ieri. Un coleg îmi spune, haideți să vedem ce fac oamenii a doua zi de Crăciun aici, pe vechi. Și am mers la un braț, sunt 3 brazi în Chișinău, avem 3 puteri în Chișinău. 3 puteri în stat, da. Avem stat și am fost la cei 3 brazi din Chișinău. Am mers la cei 3 brazi din Chișinău și am văzut, de fapt, fețe triste ale oamenilor, fețe care nu sunt sigure pe ei, și la tineri și la vârstnici, fețe îngrijorate, fețe într-un fel crispate, mergând, n-am văzut, deși se vendeau dulciuri, vinuri, toate astea, doar copiii luau niște zahăr pus pe bastonașe, așa, niște zahăr în puf, doar atât, nu am văzut oameni veseli, ca să discute, ca să se simtă într-un fel, așa cum am văzut tot zilele trecute, fiind la Iași, în centrul orașului, în fața Palatului Culturii, eu am văzut alte fețe, oameni stăpâni într-un fel pe destinul lor, oameni care simt că sunt sărbători de iarnă, oameni care sunt într-un fel la ei acasă, nu știu ce se întâmplă în oraș. De aici, în orașul nostru, aici în Chișinău, adică știu ce se întâmplă, lumea este împărțită, bulversată, lumea este și aici, cum vine și mass media, prin polarizarea ei, prin concentrarea ei de forțe, de lupte, de tabere, de toate astea. Eu cred că lumea este supra-saturată deja de multe și aici nu mai vorbim de libertate. Aici nu mai vorbim de democrație, aici nu mai vorbim pentru de libertate până la urma presei, că și presa este într-un fel împărțită și presa până la urmă este și ea bulversată și asta e starea de lucruri. Da. Domnule Conțiu, în virtutea celor remarcate mai devreme, concetățenii noștri continuă să creadă în media. Toate sondajele de opinie, practic, plasează media după topul încrederii, după biserică. Cum se explică acest fapt? Sau mai există valabilitate în afirmația că am văzut la televizor, am auzit la radio, am citit în presă? Se mai menține acest adevăr? Păi, depinde.
pentru că un mare impact asupra publicului îl au televiziunile în primul rând și internetul și televiziunile care practic anulează de pildă presa printată. Ori ce se întâmplă? Aici sunt o serie întreagă de elemente. Dacă oamenii au încredere în presă, deci trebuie să aflăm în ce fel de presă au încredere. Presa de aici, după cum sugera și domnul profesor mai devreme, are culoarea și calitatea politicienilor și a societății în general. Ori presa de aici este în zona libertății de exprimare, este într-o situație lamentabilă, deplorabilă, și asta din cauza că elementul politic încă din 1991 nu a vrut să existe, nu a permis ca să existe o presă liberă și independentă aici. Pe de o parte, pe de altă parte, mai este vorba și de breazla jurnaliștilor, care, indiferent de opțiunile cu nuanțe politice pe care le are un jurnalist, înainte de toate, întreaga breazlă jurnalistică ar trebui să fie puternic unită. Dar e coagulată această breazlă? Nu deloc, în jurul ideii de calitate a profesiunii de jurnalist, vorbim de calitate. Și după aceea, firește că intervin disipările care intervin. Dar nu există această coeziune. Avem nu știu câte asociații de jurnaliști. S-au inventat și fiecare este recunoscător și creditar celui care îi finanțează existența. Dar înainte de a ține cu un politician sau altul, chiar dacă este cumva, există o anumită interdependență acolo, nu se ține seama de calitatea actului publicistic. Asta contează cel mai mult. Asta prețuiesc eu cel mai mult. De aceea, presă, dar libertatea există aici. Libertatea presei cam există pentru că există presa particulară, privată. Unde omul poate citi un ziar sau poate să se uite la un post de televiziune care are anumite... Dar acolo nu există aspectul financiar la mijloc, aspectul economic? Există și acolo, dar omul... Chiar noi ne dăm seama, de pildă, urmărim... Pot să dau două exemple de televiziuni, de pildă. Fără să nu facem publicitate. Unde știm si au libertatea de a spune orice... slujind unei anumite tendințe politice. Dramatic este atunci când avem de-a face, când ne gândim la posturile finanțate de stat, la televiziunea publică. Ajungem de să discutăm, dar aici vroiam să ajungem și să discutăm. Aici este de-a dreptul dramatic, pentru că așteptările noastre sunt toate și acolo ar trebui să fie model de echidistanță, model de exprimare, model de... Da. Domnule Dumbrăveanu. Moralitate. Haideți să continuăm acest gând a domnului Conțiu. Televiziunea publică sau instituția publică a audiovizualului există din banii fiecăruia dintre noi, din banii contribuabililor. Respectiv, avem tot dreptul moral și legal a cere un anumit gen de programe și cu anumită substanță. Sigur că da, nu pot să nu fiu de acord. Sigur că avem dreptul, pentru că așa sunt drepturile noastre, să cerem informații nu numai de la televiziunea publică, de altfel. Adevărat. Să cerem informație, drepturile omului, informații corecte, informații oneste, să cerem să nu fim într-un fel manipulați, mințiți și cumpărați cu zăhărelul, cum se spune. Dar de cele mai dese ori așa se întâmplă la noi aici. Publicul este, nu vreau să spun, dar există un soi de manipulare pe toate canalele, inclusiv extern, în mod feroce, în mod barbar, și pe cel intern. Deci, din acestea spuse, eu cred că televiziunea publică și posturile audiovizuale publice
Noi avem paremise două în Republica Moldova. Da, conform codului audiovizual. Conform codului audiovizualului. Ar trebui să se dovedească, ei încearcă cât de cât să dovedească, cel puțin în programele muzicale, în programele de divertisment, să dovedească imparțialitate și echidistanță. Dar lucrurile stau mai grav, nu din condițiile lor, pentru că acolo sunt ziariști, ziariștii sunt așa cum s-au format, cum dovedesc bagajul lor de cunoștință, de inteligență, de abilitate, dacă vreți, în condiții politice să acționeze. Cadrul legal îi face să fie într-un fel. Avem o carență la acest capitol? Da, vedeți codul audiovizualului. Vedeți codul audiovizualului și veți vedea că acest cod, vedeți codul cum determină Consiliul de Observatori acolo. Cine sunt în Consiliul de Observatori? Membrii Consiliului. Vedeți calitățile lor, haideți să analizăm. Haideți să analizăm mai departe ce înseamnă CCA, Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Și iată de aici, dacă vom începe să depănăm lucrurile, vom ajunge și la televiziunile noastre celelalte, pentru că toate lucrurile se fac în sistem. Și dacă vom încerca să pătrundem acest sistem, vom vedea că acest sistem, această matrice, în esența ei, conține foarte multe locuri goale. Ori locurile acestea goale, până la urmă, creează disonanță. Până la urmă, nu mai produc rezonanță, ci produc niște oscilații incoerente într-un spațiu. Deci incoerență, separatism, fragmentări în gândire și în luarea deciziilor. Domnule, de televiziunea publică avem dreptul să vorbim pentru că funcționează din banii noștri. De aceea avem și dreptul să vorbim. Da. Și ca și în România, bineînțeles că nici în România lucrurile nu stau, deși e vorba de altă calitate acolo, pe cei care o subordonează politic, nu interesează programele de divertisment care respectă anumită echidistanță, cum pomenea domnul profesor, interesează programele de știri și cele analitice, da? Sigur că da, dezbaterile, emisiunile de dezbateri publice, în care acolo știu ce să truncheze și știu pe cine să favorizeze mai mult sau mai puțin. În ultimele luni a fost pe larg discutat acest fenomen intitulat propaganda în televiziuni și în media. E pe bună dreptate? Avem propagandă în media, propagandă străină, mă refer aici, și dacă era cazul ca să intervine tocmai sub acest aspect. Eu pot să vorbesc doar, nu știu, la nivel de presă electronică, de înțeles, pentru că eu, ca să pricep fenomenul, eu nu pot urmări posturile, cele care sunt acuzate, posturile care emit în limba rusă sau din Rusia. Eu, necunoscând limba, nu mă uit la aceste posturi de televiziune și nu am habar decât din ceea ce mi se spune. Ori eu nu pot să construiesc argumente sau opinii pe față de ceea ce mi se spune. Și ascult ce mi se spune și mie, nu mă pot pronunța în cunoștință de cauză că eu am auzit emisiunea aceea și mi s-a părut nu știu cum. Nu mă pot pronunța. Da, domnule Dombrăveanu. Deci eu am să vă spun un lucru. Noi am făcut un studiu așa sumar vis-a-vis de un studiu de caz. Vis-a-vis de cel mai ieftin pachet, care este la cabliști, pentru că ei sunt distribuitorii de informații, până la urmă, televiziunea prin cablu. Cel mai ieftin pachet care vine în casa mea și care este cel mai accesibil pentru majoritatea locuitorilor Chișinăului, ăsta e un pachet de 60 de programe. Din 60 de programe, eu am găsit doar un singur procent cap-coadă în limba română. Eu am găsit 6% din emisiunile celelalte moldo-române cu prevalență română. 6% doar din 60. Eu am găsit însă mai mult de 60%, 60 și ceva de procente televiziune în limba rusă.
posturi de limbă rusă. Posturi, da, asta știu și eu că văd. Posturi care vin. Ori posturile de limba rusă... Dar această stare de lucruri, această modificare, așa. Ele vin să stați diminueze? Așa. Stați așa. Vă rog. Posturile de limba rusă care vin aici nu vin să-mi inoculeze mie emisiuni care ar zice că uite ce bine este în Republica Moldova sau uite ce probleme sunt în Republica Moldova. Posturile de televiziune care vin din limba rusă vin să-mi spună că ce prezintă Rusia, politica ei externă, politica ei internă, vis-a-vis de statele lumii, vis-a-vis de procesele democratice care sunt în Rusia, dar noi trebuie să înțelegem că în Rusia nu sunt chiar atât de multe procese democratice. Toți care vor și care am fost de multe ori, eu am prieteni mulți acolo, mă întâlnesc, discutăm, însă presa din Rusia este o presă subordonată politic totalmente cap-coadă. Deci acolo nu mai putem vorbi de pluralism de opinii. Deci pluralismul de opinii nu-i. Deci toate lucrurile astea sunt inoculate telespectatorului nostru și toate lucrurile astea telespectatorul, altele pur și simplu nu le are. Da. Nu le are altele, putea să le aibă. Eu aș vrea să văd programul Dojd. De ce nu văd programul Dojd, care îl primesc din Rusia, dar îl primesc prin abonament pe internet? Domnule Dumbrăvean, dar în același timp trebuie să vedem și cealaltă parte a monedei. S-a dovedit, și acum nu inventez o bicicletă când zic lucrul ăsta, ratingul emisiunilor de limbă rusă este unul mai mare în raport cu cele în limba Pentru de stat. Pentru că emisiunile de limbă rusă sunt emisiuni făcute provizionist, în primul rând. Vorbeam de provizionist. Da. Emisiunile de limbă rusă sunt emisiuni făcute foarte bine orientate pentru un public larg care la internet nu prea are acces, dar are acces numai la televizor și preferă numai televizor. Deci jurnalismul în Rusia astăzi este de o școală veche, propagandistică, care, slava Domnului, ar trebui să fie învățată și de jurnaliștii noștri cum s-o citească și cum de multe ori s-o poată unde s-o înțeleagă și cum s-o înțeleagă. Da. Domnule Conțiu, locul 80 din 180 de state participante în acest clasament, e bun, e rău? E cel care ne îndeamnă să medităm, ne îndeamnă să acționăm concret? Domnule, păi ținând seama de calitatea presei de aici și mă refer în general la calitatea presei, la toate componentele alcătuiesc calitatea presei, trebuie să fim mulțumiți, domnule, locul 80 din 180. Dar cădem în comparație cu anul precedent, păi 4 poziții. Observați că pe măsură ce se antagonizează... Domnule Conțiu, revenim la acest gând. Am reușit să facem legătura telefonică cu Petru Macovei, directorul executiv a PIM, pe care îl salut. Bună seara, domnule Macovei! Bună seara! Astăzi, în studioul Reflector Analitic, împreună cu Andrei Dumbrăveanu și Mihai Conțiu, discutăm despre libertatea de expresie și libertatea mass media. Vreau să vă întreb, de ce indicii ne arată că Republica Moldova cade la capitolul libertatea presei? Cel puțin în anul 2017 s-a înregistrat o cădere de 4 puncte, respectiv fiind pe locul 80. În opinia mea, această cădere este perfect justificată, pentru că în anul 2017... Din păcate, nu s-a întâmplat nimic relevant pe segmentul libertății presei și libertății de exprimare în țara noastră. Da, au fost niște declarații frumoase ale politicienilor de la guvernare, însă nu s-au modificat lucrurile esențiale care, în opinia mea, ar trebui să se modifice, și anume dominația politicului asupra instituțiilor media. Și, corespunzător, această dominație se reflectă asupra felului cum instituțiile media prezintă realitatea în țara noastră. Cred că anul 2018 va fi, din punctul acesta de vedere, și mai grav pentru țara noastră, pentru că avem alegeri parlamentare, iar asta înseamnă că politicienii care sunt și proprietari de media
vor folosi aceste instituții pentru manipulări informaționale și pentru încercări de a inocula anumite mesaje și a determina pe cetățeni să voteze pentru reprezentanții partidelor lor. Domnule Macovei, vorbeam ceva mai devreme despre o carență la capitolul legislativ. Este ea destul de pronunțată? Categoric. Noi avem o problemă cu monopolurile existente pe segmentul media în acest moment. Din păcate, legislația noastră este deficitară din acest punct de vedere. Ori, la momentul actual, legislația nu face delimitări privind ponderea instituțiilor mediatice pe piața media. Consiliul Concurenței se este să facă acest lucru. Din câte cunosc, proiectul noului cod al audiovizualului, care se numește Codul Serviciilor Media Audiovizuale, prevede o nouă modalitate de măsurare a pieței. Piețele din țara noastră sunt monopolizate atât de către instituții, prin faptul că avem instituții controlate politic, dar și prin faptul că piața de publicitate este la fel monopolizată. Ori o instituție media nu poate fi independentă editorial dacă nu are independență financiară. Domnule Macovei, transparență în domeniul proprietății mass media, avem sau nu? Aparent da, dar ea nu ne ajută foarte mult. Noi, după adoptarea legii în anul 2015, am aflat cu act în regulă ceea ce oricum știam, uitându-ne la postul de televiziune X sau Y. Din punctul meu de vedere, asta este doar jumătate de pas. Următorul pas trebuie să fie limitarea concentrării pe piața media. Ori nu este absolut deloc normal când un proprietar deține o cotă de piață de peste 50%, atât din piața mediatică cât și din piața de publicitate. Asta lovește în dreptul cetățeanului de a fi informat. Ori acele instituții media nu sunt folosite cu scop de informare, ci cu scop de manipulare și transmiterea unor opinii care sunt facilitarea respectivului proprietar. Domnule Macovei, eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Revenim în studioul la discuție. Domnul Conțiu, în discuția cu domnul Macovei, am vorbit și despre transparența proprietăților mass media. După anul 2015, optica unui jurnalist s-a schimbat? Odată ce cunoașteți, de fapt, cine sunt proprietarii? Da, chiar dacă știm cine sunt proprietarii anumitor posturi de televiziune și au încercat să se conformeze legii și să aibă numai cât pasămite îi permite, noi știm foarte bine că nu este adevărat și știm că la posturile la care au renunțat, de fapt, sunt tot ale lor, pentru că cei în favoarea cărora au fost dăruite, da? Să luăm ghilimele de rigoare. Sunt niște fantome. Vreau să nu uit un lucru. Un lucru la care m-am gândit când timp ce vorbea domnul Macovei. Asupra libertății de exprimare, dincolo de cele expuse de domnul Macovei, acționează deși politicul și dar culmea este că acționează și o mare parte a societății, în sensul că dacă eu chiar am debutat anul acesta cu un proces cu ziarul nostru, dacă scrii despre un caz, cazul unui judecător corupt, a unui procuror, dacă scrii despre altcineva, un politician, domnule, nu numai că îți cere ăla socoteală de ce ai scris asta, dar ai parte, și credeți-mă că am trecut prin aceste experiențe, de presiune și din partea publicului, susținător al insului respectiv care a făcut obiectul unui material publicitar. Există aici în Moldova situații nemai întâlnite, credeți-mă, când îți dă telefonul nene de la primar de nu știu unde sau vine peste tine redacție și îți cere socoteală de ce ai scris. De parcă eu m-aș duce să-i cer socoteală lui de ce face la serviciu. Și ori este o anomalie asta ca să vină să-ți ceară socoteală în loc să trimită o scrisoare sau să o îndrept la replică și așa mai departe. Efectiv, oricine din stradă îi cășună pe un anumit ziarist, vine la el și cere socoteala. Și presiunea asta, care în aparență este ineglijabilă, credeți-mă că în anumite segmente, vorbesc de zona presei scrise,
cea din care fac eu parte, are dimensiuni destul de neplăcute. Da. Domnule Dumbrăveanu, dumneavoastră în calitate de profesor, la sigur vorbiți studenților despre necesitatea de a confrunta anumite surse în cadrul materialelor jurnalistice. Vorbiți despre echidistanță, imparțialitate, obiectivitate, principii de bază în jurnalism. Dar vreau să vă întreb, în ceea ce privește consumatorul nostru de media, are el o cultură a confrunta mai multe surse media pentru ca să-și poată în cele din urmă crea o impresie generală despre un eveniment? Cred că în mare parte nu. În mare parte, consumatorul nostru, că vorbeam acum că s-au anunțat și știu cine sunt proprietarii, eu vorbesc de audiovizual, cel mai popular în rândurile, în rândurile cetățenilor. Deci, când s-au anunțat, au știut că, uite, ăsta e postul lui X, ăsta lui Y și ăsta lui Z. Când m-au întâlnit, m-au întrebat, dar ce caz la lui X, că eu mă uit numai la lui Y? Dar ce caz la lui Z, înțelegi, că a lui Z, uite, cu tare și cu tare post. Prin urmare, ei, undeva oamenii, tot. Noi suntem un spațiu mic, de câteva... de un milion și câteva sute de mii aici, dintre care văd televizorul câteva sute de mii. Și câteva sute de mii știu să gândească în mai multe planuri, adică să gândească analitic încă doar câteva sute de mii, doar dacă jumătate dintre ei. Și atunci oamenii aceștia primesc informația așa cum este și știu că asta e de la postul meu în care eu cred. Vorbeam că din aceste sute de mii, câteva mii sunt neamuri, sunt cumătri, sunt întâlnesc la nunți, se cunosc între ei. Deci, prin urmare, politicul în Republica Moldova este un politic de clan, un politic de grup, un politic de ceva... genul italian pe timpul... În zona primitivismului. În zona primitivismului. N-aș zice primitivismului, dar vreau să-i zic că este un politic feodal, un politic medieval, care ține de boierul lui, care ține eu sunt a boierului cutare, eu sunt a cutărui și uite cu asta merg politic. Cât din satul meu, în primul rând, cât din zona mea, că-i din Codru, că-i de la nord, că-i de la sud. Uite, cam în felul ăsta se împarte politicul, se împarte perceperea mesajului, se împarte și oamenii în relațiile lor. Domnule Dumbrăveanu, haideți să vedem, atunci când vorbim, iată, despre libertatea mass media, noi, breasla jurnalistică, ne facem onest meseria, nu mergem pe unele clișee, aș îndrăzni să întreb, nu suntem oarecum constrânși de factorul economic, nu doar de cel politic, și aici, pentru că noi și cercetătorii de media, de regulă operează cu noțiuni precum dezinformare, manipulare, rupere din context, trunchieri și așa mai departe. Dragă da. Vlad, ai fost un timp la catedră. Uite și cunoști în aspect nu numai practic lucrurile, dar și teoretic. Vezi, noi ziariștii suntem o parte a societății. Noi avem rudele noastre, noi avem simpatiile noastre. Altceva că noi ar trebui să fim oamenii curați și de multe ori crede în jurnalism și crede în jurnaliști oamenii noștri, că asta le-au mai rămas. Să creadă, uite în ceea ce discutăm noi. Și noi pare că discutăm curat aici azi. Da. Deci să creadă, pentru că oamenii vor lucruri curate. Oamenii vor și ziariștii încerc. Ceea ce învățăm noi, niciodată nu îi învățăm să manipuleze. Cursul nu există așa curs. Cândva am încercat să-i învăț cum să nu cadă pradă manipulării de ceilalți. Altceva că atunci când merg la producere, altceva că atunci când se întâlnesc cu cel care îi finanțează, omul dorește să aibă o bucată de pâine. Omul dorește să trăiască din ceva. Asta e profesia lui. Și atunci el merge de multe ori, majoritatea, nu toți,
merg la compromis și acest compromis face ceea ce se întâmplă astăzi. De asta spun, s-a dus în jos indicele, s-a dus în jos pentru monopolizarea surselor mediatice, acapararea surselor mediatice de către grupări. Eu nu le vreau să zic oligarhice, eu vreau să zic de moguli. Anumiți moguli care s-au încadrat și în politică, s-au unit capitalul politic, economic și capitalul politic. Și uite aici, luptă pentru acapararea mass media. Se vorbea, la început spunea domnul Macovei, de spațiu mediatic și spațiu de publicitate. Deci lupta, apropo, în lege, atâta timp pentru că acolo, în publicitate, este venitul. Mass media audiovizuală este o afacere foarte profitabilă pentru publicitate. De asta s-a dat lupta. De asta unii șed astăzi arestați la domiciliu. Pentru că s-au ciocnit pe piața de publicitate. Ori piața de publicitate nu sunt panourile care le-au pus Dorin Chertoacă în Chișinău și care o parte au fost tăiate și mai trebuie tăiate. Piața de publicitate este aici, la televiziune, majoritatea. Domnule Conțu, un alt element care duce la decredibilizarea presei și cade în indicatorii ăia despre care vorbeam, este și inegalitatea mass media între anumite grupări mediatice din Republica Moldova la accesul la informație. Pentru că dacă nu ești omul guvernării, nu ai acces la informație. Scuzați-mă. Chiar și cei care, jurnaliștii care servesc guvernarea, au o libertate oricum restrictivă la accesul la informație, dar sunt primii când este vorba de numai știri din astea senzaționale ce țin de procuratură, de Ministerul de Interne, pentru că li se deschide poarta. Le dau informații doar purtătorii de cuvânt acestor instituții, informații care consideră că trebuie care nu suntem, nu slujim guvernarea, jurnaliștii aceștia trebuie să ne zbatem din greu și cu riscuri să obținem o informație care oricum ne decredibilizează jurnaliștii care au acces la informație și vin cu altfel de informații, indiferent cât de credibilă ar fi informația noastră. Este o inechitate teribilă în privința aceasta. Nu avem acces liber toți la informație cum, nu știu, să intrăm, cum este în Suedia, domnule, orice cetățean de rând are dreptul să se ducă în Parlament să consulte baza de date, cât a cheltuit deputatul cu tare, ministrul cu tare și așa mai departe. Aici nu avem aceeași... Colegii noștri din domeniul jurnalismului de investigație cred că sunt cei mai vulnerabili. Ei s-au ciocnit de câteva ori atunci când au încercat să facă anumite investigații în raport cu procurori, cu anumiți deputați. Dar păi au și apărut, domnule, câtă și retenie, și aici vorbesc de zona de manipulare din partea guvernării, sunt câteva site-uri din acestea de știri, de investigații, foarte serioase și care, nemai vorbind de RISE, care este un fel de corporație mediatică transnațională, dar sunt altele mediatice de aici, din Republica Moldova, care lucrează foarte serios, cărora, nu știu, li se livrează informații credibile, oricum, li se livrează la pachet informații credibile, dar sunt independenți de guvernare, drept pentru care guvernarea, iarăși fără să dau nume, guvernarea, știu foarte bine, cunosc foarte bine niște situații, guvernarea subvenționează apariția altor au subvenționat, deja se subvenționează apariția altor site-uri tot la fel de bătăioase de investigare. Da, și investigează tot așa rău pe judecător, nu iartă pe nimeni, dar în fond investigează pe cei de care guvernarea are nevoie să-i sacrifice când le va veni timpul, pentru că se luptă cu corupția la modul foarte serios, domnilor. Domnule Dombrăveanu, deseori suntem acuzați că realizăm ceea ce se numește imixtiune în viața privată. Suntem noi atât de răi, atât de bătăioși, ziariști, încât intrăm pe geam în viața privată a anumitor personaje politice, de regulă? Deci această întrebare se leagă cu accesul la informație și cu întrebarea care
a încercat să o ridice domnul Gonțu, care ține de jurnalismul de investigații. Jurnalismul de investigații, de fapt, în Republica Moldova, este un pic mai jos de bateria care se încarcă și mi-o arată de zero. Uite așa, oscilează în jurul gradației zero. Pentru că jurnalism de investigații, ca să faci, trebuie să ai acoperire, în primul rând, se cer surse financiare mari, în al doilea rând, și se cer cadre calificate, nu în ultimul rând, dar poate chiar în primul rând. Deci aceste lucruri la noi sunt doar parțiale. Se mimează, da? Salarii duble trebuie să existe. Salarii duble pentru o altă echipă. Sigur că da, și este foarte periculos. Totdeauna jurnalismul de informare, de investigare, este foarte periculos în toate țările lumii. Ăștia nu sunt cei așteptați. Ăștia sunt cei care vor fi persecutați totdeauna, însă ei sunt romanticii care, într-adevăr, răzbat și schimbă lucrurile. Să nu, să ne aducem aminte de Watergate, cazul Watergate din Statele Unite. Deci, haideți să ne întoarcem cu fața la anume la acest jurnalism și să nu îi îngrădim prin legea care ați numit-o accesului la datele personale, să nu îi îngrădim nicio brumă de informații care încearcă. Totdeauna accesul la datele personale trebuie, dacă vrei, iată chiar acum se găsește unul și poate să ne intenteze și nou un proces. Păi pe tema asta am eu un proces, avem noi un proces. Deci ce am discutat aici, că tipurile am spus sau am... Totdeauna poți să faci procese ca să-l învârți. Până la urmă se câștigă aceste procese, însă nimerește în ceea ce se cheamă vâltoare, vârtej, mașina aceasta de spălat creierii și mințele ziariștilor, de intimidarea lor. Deci, sigur că puterea, chiar și într-un stat cu 1,5 milion de oameni care mai sunt aici, chiar și care sunt activi, puterea este putere. Nu, dar da, mă rog, ce vă spun, chestiunea pe care ați ridicat-o mai devreme. Da. Domnilor, pomenești și m-am pomenit și eu în situații din astea de-a dreptul paradoxale, dar sunt normale aici, ținând seama de mentalitatea politicienilor moldoveni. Când vrei să-l abordezi pe un ministru, spune că el este în concediu sau un deputat sau el este duminică, domnule, de parcă eu nu l-aș plăti și eu. Nu l-aș plăti ca să aibă și concediul, l-ai plătit tot de noi. El este funcționar care trebuie să stea la dispoziția noastră permanent. Nu contează că este sâmbătă, că e duminică sau că este în concediu. El este plătit tot de noi ca să aibă concediu. Ei nu-și înțeleg deloc rostul. Domnule Conțiu, eu am o întrebare tranșantă către dumneavoastră. În activitatea practică de jurnalist aici în Republica Moldova, vi s-a sugerat vreodată să scrieți sau să nu scrieți despre cineva bară ceva? Nu. La modul foarte serios, vreau să vă spun de pildă că vreo 3 ani de zile, am scris în ziar apărându-i politica președintului Vladimir Voronin. Niciodată nu am primit vreo indicație sau să spună cineva, să spună redactorul șef, hai că ar fi bine să scriem de bine aici. Dar uite subiectul ăsta, nu. Că mi s-au adus și mie că au venit tot felul de... Au venit oameni, au venit juriști, au venit avocați, diversi avocați cu situații, cu dosare grele, dar nu cu conotație politică. Și culmea este că cele mai multe dosare și cele mai mari persecuții le-am întâmpinat până în 2009, peste 50 de procese. Oameni cunoscuți și în aparență, parcă ținând seama de faptul că, deci eu nu am primit, dar ținând seama că până atunci l-am susținut editorial, cumva, pe Vladimir Voronin, dar nu am primit indicații și acolo a fost, cum să spun, n-am făcut-o în calitate de susținător al comunismului, pentru că nu sunt și n-am fost niciodată, și am mărturisit-o încă după atunci, scriam că sunt regalist, să se știe că sunt regalist. Dar
sugestii, n-am primit nici măcar voalate, pentru că le-a fost, cel puțin cine a fi vrut să facă asta știe că mușc destul de rău și riscă să sugereze ceva sau, mă rog. Da. Domnule Dumbrăveanu, nouă celor de media ne place să ne autointitulăm puterea a patra. E un mit? Sau cum poate fi descifrat? Făcând poate abstracții de aspectul istoric, dar știm că avem acest termen din 1870, dacă nu mă înșel memoria, din Marea Britanie. Da, adevărat. Sigur că în perioada respectivă și acea frază care a fost lansată, ea a fost o frază spusă, voi care putere sunteți, că nu aveau locuri? Zici, voi sunteți a patra, uite acolo să stați. Da, da, da. Deci și a fost luată și până în prezent este vehiculată a patra. Eu cred că ar trebui astăzi, noi suntem în societatea transparenței, noi suntem într-o societate a comunicării. Noi nu putem să spunem presa a patra putere. Presa este puterea fără putere, dacă vreți. Presa este altceva decât ceea ce ar trebui să fie pus pe locul 4 în Parlament. Presa este ceva care este în afară. Ar trebui să fie de aceste jocuri din Parlament, aceste jocuri de la guvernare, aceste jocuri de la președinție. Deci presa ar trebui să fie puterea în afara puterii. Și acel câine de pază? Și nici de cum zic eu de... turbat, nu, nu, da? Și acel câine de pază a societății. Dar nici nu este, nici da. Nu este ofensator să fii numit câine turbat sau câine, pentru că... A fost un scandal mediatic, dacă ne aducem aminte legat de acest de fapt, term. Chiar turbat nu, pentru că există o anumită categorie de jurnaliști aici care înțeleg... Total eronat înțeleg această terminologie. Eu da? Le spun la ai mei când mă întâlnesc cu studenții și le spun, mai glumeam cu ei și le spuneam, băi, presicani sau venind de la dominicani. Da. De la dominicani era un curent foarte puternic care era de strajă și urmărea să fie respectate legile lui Dumnezeu pe pământ. Domnule Conțiu, ideea asta cu libertatea presiei este un mit? Se poate ajunge? Există libertate totală a presiei? Nu există așa ceva, domnule. Libertatea absolută a presiei nu există decât acolo. Deci acolo unde există individuși, au existat, bineînțeles, în istoria presei, nu în Republica Moldova, cazuri în care un om plin cu bani și-a făcut el un ziar pe care îl scria cum vroia el. Dar nu depindea de nimeni. Uitați cazul presei din România. Am pornit noi, am făcut o groază, nu mai țin minte câte ziare după 90. A ținut, dar a devenit jurnalistul puternic. Atât de puternic a devenit jurnalistul și atât de puternică era instituția de, fiecare instituție de presă, încât politicienii au început să-i curteze pe jurnaliști ca să-i cumpere cu sume care de care mai tentante, dar nu ca aici, de pildă, unde... Presa a fost strangulată, n-a existat niciodată liberă. Domnule și Conțiu, independentă. Da, ziariștii mai au autocenzură? Da, cum? Toți. Aproape toți. Aproape toți au autocenzură, se autocenzurează. Uneori mai mult decât trebuie? În situațiile în care, de pildă, dacă tu știi că ești televiziunea cu tare, știi cine te finanțează, niciodată nu vei da o știre care îl acuză cu ceva pe finanțatorul tău. Deși nu se face ca în Occident. Aici avem de-a face cu un servilism excesiv. Pentru că în Occident este altceva. Presa își mai critică și patronul. Și îl mai critică. Eu am întâlnit cazuri și în România în care eu personal, pe cel care mă subvenționa, mă lăsa liber să-l critic. Dar bineînțeles, nu cu înverșunare, nu cu... Cu laude. Nu cu laude, dar concret să... Domnule Dumbrăveanu, regia ne spune că avem 30 secunde la dispoziție. Vă acord aceeași întrebare. Cum stăm la capitolul autocenzură? Suntem prea dacă cenzurați? Dacă autocenzura izvorăște din codul deontologic al jurnalismului, atunci ea trebuie să fie totdeauna prezentă în sinele jurnalistului. Din codul deontologic.
Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a continua poate cele inițiate astăzi. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics, sunt Vlad Madan în numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de noi.